Suntem la Clujul la raport. Ne-ați luat mai, rece, mai repede ca de, ca de obicei. Nu e niciun fel de problemă, nu avem nimic de ascuns. Discutam despre ceea ce urmează, despre fonduri structurale, despre surse externe, surse interne. Invitații mei din această seară sunt din partea Centrului de Afaceri Transilvania, domnul profesor dr. Radu Mlesniță și doamna Bianca Munteanu, președintele și directorul CAT. Bună seara. Bună seara. bună seara! bună seara! Haideți să începem ca și cum am fi început acum, am intrat mai, mai repede în subiect. Discutăm despre fonduri europene. Discutăm noi, pentru că la nivel național, din păcate, se discută alte, alte chestiuni e în floare acest scandal politic, pică guvernul, nu pică guvernul, de mai bine de câteva săptămâni avem aceeași problemă, deși marea noastră problemă, cred eu, la ora actuală, este accesarea acestor fonduri extrem de generoase pe care Comunitatea Europeană, Uniunea Europeană, ni le pune la, la dispoziție. Haideți să începem cu începutul, haideți să vedem ce reprezintă aceste fonduri europene, aceste surse externe, cum spuneați noastră. Înainte de a, de a începe emisiunea, sau chiar când începeam emisiunea, haideți să vedem, domnul Lejniță, ce reprezintă aceste fonduri, cât sunt ele de generoase și care e paleta lor, pentru că e extrem de, de largă. Bună seara, Cluj! Mă bucur că sunt invitat la aceste emisiuni în acest context, cum spunea domnul Sorin, legat de tot felul de evenimente care preocupă mai mult sau mai puțin pe, pe Cluj, dar cred că cea mai importantă temă care poate fi dezbătută astăzi este cum facem rost de bani și cum îi aducem la Cluj. Mai ales că banii sunt. Banii sunt, tot vorbește da, de sunt foarte mulți chiar. În primul rând dintre toate sursele care ni s-au părut nouă cele mai interesante și din cauza asta ne și ocupăm de ele sunt sursele nerambursabile oferite de Comisia Europeană. Nerambursabil înseamnă bani gratis? Bani gratis. Ți se dau, da. îi folosești, sigur. Și nu mai dai nimic înapoi. Pentru, acești, pentru a obține aceste fonduri, de acești bani, sigur că trebuie să respecti o anumită metodologie, să urmezi un, un un curs, adică trebuie să elaborezi un proiect. Un proiect care începe de la o idee, o idee de proiect, nu? care formă este materializată într-un document care se numește Description of Works sau DOV, proiectul propriu zis, și care într-un într -un consorțiu format din mai, multe, mai mulți actori, respectiv firme sau universități sau centre de cercetare sau mari companii, se creează acest consorțiu care pune în aplicare principalele obiective și elemente, programe care sunt puse în, acest proiect, consumând, sigur, fondurile pe care și le-au propus să le consume. Spuneați de o idee. O să vedem această idee. Va trebui să îmbrace o, o formă, un proiect pentru a putea să accesezi banii respectivi. Da, asta Dar este până acolo, da. Bun, haideți să vedem în continuare. Și metodologia, deci în primul rând trebuie să visăm așa începe totul bun și de la un vis o dorință care se transformă sigur într-un într proiect se materializează -ma în această realitate uh, sigur că în general aceste fonduri fiind foarte mari sunt accesate în cadrul unor grupuri. Deci trebuie neapărat să-ți găsești niște parteneri, să-ți construiești un consorțiu din acești parteneri împreună cu care să lucrezi și să poți să îți îndeplinești obiectivele stabilite. De ce domenii? Spuneți consorțiu, spuneți parteneri. La ce vă referiți? Orice domeniu economic, orice domeniu, să zic, social, poate beneficia de, 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 de sume de acest tip Răspunsul este da. Dar există niște specializări foarte clare deci Comisia Europeană ne-a dat niște ghiduri și niște programe foarte bine specializate în care trebuie să ne desfășurăm, sigur, proiectele, să gândim exact cum sunt scrise în liniile de finanțare și, sigur, să le implementăm conform direcțiilor pe care le-a stabilit Comisia Europeană. Întâi, dacă vorbim, vorbim să spunem despre fondurile externe României. Deci, sursele, externe, externe, sunese, sursele externe, care <coughs> vin direct de la Comisia Europeană, care sunt date direct consorților și care uh, privesc uh, mai multe domenii dintre care cred că ar trebui să discutăm mai mult cele care ne privesc mai mult pe noi ca și Clujeni și care adică sunt mai interesante pe partea pentru de universități, ceea ce ține partea academică, da. cercetare. De partea de Clujul inteligent, de Am înțeles. direcția adică în care merge orașul, de fapt. Spre, spre asta mizați și pe asta pedalați mai mult pe partea de creativitate, de, eu știu, pregătire profesională de un alt nivel, cum o are Clujul? Sigur. Deci, în primul rând, ne gândim la fondurile care sunt accesate pe direcția învățământului. Deci, învățământul are mai multe uh, programe uh, care pot fi finanțate și în cadrul cărora se pot desfășura aceste proiecte, cum ar fi, de exemplu, Lifelong Learning, deci uh, învățământ pe termen lung, care este un program uh, foarte important uh, desfășurat în perioada 2007-2013. Ca și componente sunt, de exemplu, componenta Comenius, care este destinată activității de, didactice în general, și, de asemenea, învățământului gimnazial și liceal. Deci, liceele și școlile pot accesa fonduri scriind proiecte pe Comenius. De ce tip sunt aceste proiecte? Sau, când aude, aude cineva acum, domnule, uite, putem obține bani la, la noi, la colegiu, sau la liceu făcând proiecte. Ce tip de, de, de proiect? Ce să solicite? Deci, în primul rând, aceste fonduri sunt destinate atât pregătirii profesionale a cadrelor didactice, îmbunătățirea învățământului, au și componente de uh, dotare, în mai mică măsură, dar ce este important este vorba de e-learning, deci elementele de învățământ uh, prin intermediul internetului, care sunt extrem de uh, importante în acest moment pentru uh, învățământul clujan. Și de ușor zițion. de accesat. Și ușor de accesat. Pe urmă avem uh, uh, programele Erasmus de educație și training la nivel uh, universitar. Leonardo da Vinci, care continuă pentru educație vocațională și training, și Grundvig, care este educație destinată adulților. La aceste programe aș mai adăuga un program foarte generos, care este legat și de partea de cercetare, despre care o să vorbim imediat. Este vorba de programul Marie Curie, care susține, în general, burse de studii pentru cercetare și inovare, în general. Burse de studii care se pot desfășura aici sau e obligatoriu să ai stagii? Și aici, chiar dar se în desfășură... general, Uniunea Europeană și Comisia Europeană încurajează mai mult externalizarea, cum ar, ar fi interesantă pentru noi, deci pregătirea studenților, masteranților și doctoranților noștri la marile universități din Europa și face parte din acest program Marie Curie. Da, se acest, poate accesa da, pe acest pe program Marie Curie. se poate accesa. Deci <coughs> tot ce vă spun dacă colegii și prietenii mei clujeni reușesc să rețină sau măcar să noteze cuvintele cheie care le spun, deci denumirea acestor proiecte, toate au un site pe internet și foarte simplu de, de lecturat și de asemenea de completat formularele pentru colegii mei obținere. au pus au au început deja să pună aceste adrese pe care le avem de la dumneavoastră. Clujenii e bine să le, să le noteze și să le, să le acceseze. Uh, un alt domeniu, aș vrea să accelerez puțin partea asta mai uh, puțin spumoasă, deci partea didactică cum ar, ar fi. Deci <coughs> avem fonduri foarte importante pe cultură și pe media. Deci programul Cultura 2000 uh, se prelungește de asemenea sub denumirea Cultura 2007 care reușește să finanțeze cooperarea culturală